ultimii 10 ani, Claudia Pătrășcanu și-a schimbat radical viața. S-a concentrat la început pe cariera muzicală și a încercat să se reinventeze în repetate rânduri. Apoi, parcă dintr-o dată s-a concentrat exclusiv pe familie, s-a căsătorit, a devenit și mama a doi copii. Astăzi, Claudia Pătrășcanu vine alături de băieții de Nicolas, care abia a împlinit un an, și Gabriel în vârstă de 3 ani. Haideți să-i primim! Hai, Nicolas! Hey! Bună ziua și bine v-am găsit sau regăsit, bine, mai bine. Bine ați venit, vă rog frumos să luați un loc pe canapea. Salut, cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă? Gabriel. Cum? Gabriel. N-am înțeles, mai zi mai tare. Gabriel. Gabriel și mai cum? Și câți ani ai? Câți ani ai? Îmi zici? El este Gabriel, nu vrea să-mi zică câți ani are, dar vă spun eu, are 3 ani. Așadar, el este Gabriel și Nicolas este fratele lui. Claudia, ce faci? Îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc. Pentru că te văd așa foarte fericită. Dar și să te știți văd că nu mai vin cu copii, deci de e ce? Ultima oară. Nicolas o ține într-un plâns. Da, nu știu dacă plânge sau cântă, mie mi se pare că el cântă. E un mare dansator. Da, asta pot bine. Să-ți spun, că dansează, deci îi place dansul. Și mâncarea. Se vede, Nicolas. Ei, bravo! Nicolas, am impresia că mănâncă și porția lui Gabriel, nu? Și Gabriel mănâncă, dar ar vrea el. Nu prea are voie să mănânce cam orice mănâncă Gabriel. Dar îi ea este mănânce. Claudia, oameni buni, dacă vă aduceți aminte de trupa sexy. Oh, ce vremuri! Și eu mi-aduc aminte. Exotic! Exotic, sexy. Și apoi sexy, da, sexy și rea. Și, da, cât... Sau sexy, sexy, știu că mă vrei. Da, 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 exact. Ce repede a trecut timpul, nu? Așa este, dar fiecare moment a fost frumos și acum e și mai frumos, Cătălin. E altceva. Recunosc, altceva. Cum au fost ăștia 10 ani pentru tine, ultimii 10 ani? A, nu mai știu dacă mă întreb de ultimii 10 ani, întreabă de ultimii 3 ani. Ăștia sunt cei mai... Bine, stai tu da, cu mine da, aici, da. Gabriel. Pentru că în ultimii ani ai devenit mamă, soție, tot ce trebuie. Și iar mamă. Dar e frumos da, așa. Ultimii 3 ani nu am avut timp nici să respir. Da. A fost foarte frumos pentru că asta... Da, este ora lui de somn. A. Nu vrei să te plimbi pe aici, prin platou? Vrei? Vrei să te joci cu mandarinele? Sau vrei să te joci cu șerpețele, că îți place? Da, perfect! Uite, vedem și imagini cu întreaga familie. Aici sunt de la sărbători, nu? Da, de Revelion am petrecut împreună, toată familia, tot familionul. Așa? Da. Am fost la munte, a fost primul an când eu nu am fost pe scenă. Da, și? Și cum a fost? Stai că... Foarte frumos, îți dai mine, seama. Să cum este. Vino la mine, stai să vezi cu Telini. Mamă, câte kilograme are! Claudia, câte kilograme are? 12. Hey! Câte are? 12. Gabriel, tu vino lângă mami. Mamă, ce faci, Nicolas? Opa, vrei mandarine? Ia uite mandarine! Putem să ne jucăm cu ele. Deci în ultimul an n-ai cântat de Revelion, ai fost cu familia. Să știi că anul trecut chiar am cântat, pentru că datorită vouă, da. Pentru că m-ați invitat aici și apoi m-ai sunat și mi-ai spus dacă nu faci un clip și zic cum să fac clip în superbă luna a șaptea. Aia, superbă. Da, superbă. Și datorită ție au început miresele să mă sune și să mă cheme la nunț. Am cântat tot anul trecut. Are voie mandarina? Are voie, numai să nu aibă sâmburi. Lasă, tu vezi dacă are sâmburi, îl arunci, da? Așa? Da, deja am ținut neapărat să nu mănânce, să nu-i dau să mănânce, să nu se păteze, să fie și el frumos. Deci s-a supărat pentru că i-ai luat mandarina. De asta, pentru că el era ok. Uite, stai că e aici cineva care vă ajută, nu? Haide, Gabriel, să mergem! Nicolas! Haide să mergem până la bona ta care are grijă de tine! Eram sigură că așa se va întâmpla și îmi cer scuze! Ți-am spus că este prima și ultima, nu, ultima oară când mai vin cu ei. Nu e adevărat, e foarte telegenic și vreau să mai vii cu el la emisiune. Gabriel, tu ești bine, da? Știi că mami o să ne cânte astăzi? Stai un pic și ne cânti ce piesă? Aceeași piesă, povestea noastră. Pentru... jur, fii atent, am vrut să zic în felul următor. Dacă veneai cu altă piesă, să te rog să schimbi. Da, gata, nu mai plânge, rog, nu mai. Pentru că piesa asta, îți dau cuvântul meu de onoare, am ascultat-o cât pe ghi după ce a plecat Claudia. Vreo săptămână, în fiecare zi, aici înainte de emisiune, era pe repeat. Păi,
Ți-am spus, deci asta să fie imnul... ție, am mers mai perfect. Departe cu Doamne ajută asta piesă. Să fie imnul tuturor mireselor, tuturor femeilor care vor să se mărite și să devină mirese. Și apropo, să intre pe pagina mea de Facebook, Claudia Pătrășcanu, acolo mă găsiți. Claudia Pătrășcanu, căutați-o pe Facebook, iar piesa asta, dacă n-aveți un dans la nuntă, trebuie să o aduceți pe Claudia să vă cânte. E senzațională piesa asta. Noi ne place mult, jur. Okay. Suntem fani. Așadar, Claudia Pătrășcanu ne cântă, iar imediat ne întâlnim cu duelul. Wow, 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 ce nebunie astăzi. Maria Stănase, am văzut, bă, băiatul a venit și Petrică Mâțu Stoian ca să susțină, nu? Wow, deci artirelia grea, artirelia grea, grei din muzica populară. Ia uite-l aici pe Petrică. Senzațional, Petrică Mâțu Stoian susține Maria Tănase, normal. Grei din muzica populară astăzi aici la emisiune. Vedem și baladele Deltei. Așadar, e un duel senzațional. Imediat o să se întâmple. Până atunci, ascultați o piesă pe care neapărat trebuie să o aveți la nuntă dacă vreți să aveți un dans al mirilor senzațional. Este Claudia, prietena noastră. Claudia Pătrășcanu, felicitări pentru piesa asta. Jur, ne place mulțumesc. Mult. Mulțumesc. Să ai baftă. Doamne, și te așteptăm ajută. Oricând cu mare drag aici. Cu mare drag vin. Când apare și al treilea bebe, să vii din nou. Sper că nu ai o gură de aur. Aurita. Aurita. Perfect, Claudia, mulțumim. Haide cu mine, Gabriel, vino încoace să-ți povestesc cum e cu piesa asta. Când o să te însori tu, trebuie să o pui pe repeat piesa asta ca să dansezi. Lasă că-ți povestesc eu. Hai să vedem. Cu iubire și răbdare mi-ai vindecat sufletul trist. Respirăm împreună dragostea ce ne-a unit. Povestea noastră de iubire e un început fără sfârșit. Pentru că inima mea bate acum în inima ta. Când ne ținem de mână, zburăm împreună la stele. Când mă strângi tot mai tare în brațele tale, ne împlinim visele. Pentru că inima mea e a ta și inima ta e a mea. Din ploi facem soare. Când inima ta cântă muzica mea, viața prinde culoare. Inima mea e a ta și inima ta e a mea. Nu există cuvinte pentru a spune tot ce simt, dar ne înțelegem din priviri, niciodată ochii nu mint. Povestea noastră de iubire o scriem noi și o știm doar noi. Paginile fericirii le răsfoim acum amândoi. Pentru că inima mea mai tare în brațele tale, ne împlinim visele. Pentru că inima mea e a ta și inima ta e a mea. Când zâmbim amândoi din furtun și din ploi, facem soare. Când inima ta cântă muzica mea, viața prinde culoare. Mea e a ta și inima ta e a mea. Ah, oh, 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 oh. Ah.
și din ploi facem soare. Când inima ta cântă muzica mea, viața prinde culoare. Inima mea e a ta și inima ta e a mea. Claudia Pătrășcanu, oameni buni, căutați-o pe Facebook, căutați-o pe Instagram și nu uitați, dacă aveți anul ăsta un eveniment important și anume nunta, ăsta trebuie să fie dansul mirilor. Foarte frumos!